International Symposium on Electronics and Telecommunication a ajuns la cea de-a 12-a ediție. Evenimentul este organizat de Facultatea de Electronică și Telecomunicații în colaborare cu Asociația Inginerilor Electronici din Timișoara și Academia Română de Științe Tehnice și se desfășoară sub egida IEEE. Manifestarea s-a desfășurat în anfiteatru K1 al Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara în perioada 27 și 28 octombrie. Este o conferință internațională care se află la cea de-a 12-a ediție. Anul acesta avem 80 de lucrări din 8 țări și avem peste 200 de participanți. Principalele teme de discuție sunt legate de electronică, comunicații, avem o secțiune de education, avem o secțiune de automotiv și două secțiuni, una de specială legată de urmărirea și supravegherea prin radar a mării și cea de-a doua este legată de computational intelligence, unde sunt grupate 10 lucrări din acest domeniu. Evenimentul nostru este foarte important pentru că este un eveniment cu vechime. De 22 de ani facem acest eveniment, este început în 1994, se ține din 2 în 2 ani. La ultimele 3 ediții, lucrările acestea au fost indexate în bazele de date cele mai importante pentru noi ingineri electroniști. Ca atare, vizibilitatea lucrărilor este mare și vrem să păstrăm acest nivel al lucrărilor ca în continuare acestea să fie indexate în aceste baze de date. Evenimentul este pentru inginerii de electronică și telecomunicații, de peste tot. Asta înseamnă din universități sau din companii. Avem aici lucrări prezentate de cadre didactice și cercetători din universități, avem lucrări prezentate și de reprezentanți ai companiilor. Din țara noastră, din principale centre universitare care au venit aici cu echipe puternice din București, Iași, Cluj și din încă 12 țări, vreo 9 țări europene, dintre care cele mai mari pe care mi le amintesc acum, Franța, Germania, Marea Britanie, Irlanda și așa mai departe, dar și țări de pe alte continente. Avem lucrări din Canada și din Tunisia și Camerun.